Liderii coaliției PSD-ALDE au decis astăzi să-l susțină pe actualul guvernator al BNR, Mugurisărescu, pentru un nou mandat. Premierul Viorica Dăncil a anunțat și care sunt ceilalți candidați susținuți de PSD pentru conducerea Băncii Naționale. Da, susținerea este pentru Mugurisărescu. În același timp, Partidul Social Democrat va avea postul de prim viceguvernator și un post în executiv. Florin Georgescu și Leonard Badea sunt propunerile PSD? Da, Florin Georgescu, Leonard Badea sunt propunerile PSD. Și la nivelul coaliției am convenit să acordăm susținere pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale domnului Mugurisărescu, actualul guvernator. Decizia liderilor coaliției de a-l susține pe Mugurisărescu pentru un nou mandat a strânit și nemulțumirea unor parlamentari ai puterii. Senatorul Șerban Nicolae a declarat că nu îl va vota pe actualul guvernator. Mugurisărescu este unul dintre cei mai longevivi conducători de instituție din România. Mandatul de guvernator BNR al lui Sărescu a început în septembrie 1990. Singura întrerupere a fost în perioada decembrie 1999-noiembrie 2000, când a ocupat funcția de prim-ministru al Guvernului României.